Asta e PewDiePie. Trebuie să fie PewDiePie. Are microfonul ca PewDiePie. Vezi că PewDiePie și-a făcut poză cu mine. Dați-vă pe Insta. Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Bine, vedeți, noi astăzi o să merg în fața, o să vedeți doar asta, pentru că astăzi o să jucăm Trollface. Am văzut în comentarii o grămadă de chestii, joacă Trollface. Cred că am jucat Trollface înainte, nu ți minte exact care. Acum foarte, foarte, uite la freza mare postan acum pic, acum foarte, foarte mult timp. Primul Trollface pe care l-am văzut în comentarii și anume Trollface Trolltube, adică cu chestii cu YouTuber și cu la-la-la-uri și da-da-da-da-da-da, relevant. Oh, dar oricum la cât de prost sunt, am uitat de mult timp ce dracu trebuia să fac. Ideea e că sunt multe Trollface quest-uri și va trebui să le jucăm pe toate dacă îmi place ăsta măcar. Bine, voi îmi spune să le joc, dar asta nu înseamnă că și joc dacă îți de căcat, adică una din două. Unu, eu sunt maestru la point and click-uri și pe vremuri trișai cu tabu, dar nu vreau să trișez, dar în fine. Văd că doar pe aici pot să apăs. Suspicios. Tocmai am asistat la ceva și nu-mi dau seama la ce s-a întâmplat. Next level. Dar stai, asta trebuie să fie toate de YouTube. Mănânc eu nuci acum. Și acum văd că nu mă lasă, așa că mănânci tu nuci. Și acum mănânc eu nuci. Și mai e ultima nucă care pot să... pot să aleg din una și două. Ala bala portocala. Nu plânge. Că nu e așa de... ok, cu mine mai mult. Scrieți-mi în comentarii ce dracu jocuri mai sunt și ar fi canal din ăla care face sparge chestii. Presupun că dacă pun direct asta e cea mai prostă variantă, dar hai să vedem. Ar fi iPhone, presupun. Bananierul ăla. Fail? Mă, dai fail, ce e asta? Mergi să apeși pe aici, ce asta? Ar fi una Nokia și trebuie să bag și asta, ok? Iii, băi! 2. Și acum ce? Inteligent, îmi plac jocurile inteligente. Asta e un joc foarte inteligent, după cum puteți vedea, mi-a crescut IQ. Fac, țac. Mergi să-i spamezi zâmbetul. Ce asta? Anticoncepționale! Nu sunt din alea! Și acum ce? Aole! Oma! Na, și asta e Miley Cyrus. Deci pe vremea când a scos Miley Cyrus Wrecking Ball-ul atât de veche, wow! Nu vreau să sparg zid. E vreo de atenție, dar la Giu activează-ți atenția. Ce-i asta? S-a făcut mai mare, nu știu, un coș. Un coș pe cer. Oh my God. Cu el presupun că merge și așa. Mereu m-am gândit, dacă pic un meteorit pe tine din ceruri, se întâmplă, adică gen am căutat pe net și cred că am găsit un singur om care a murit de la un meteorit. Avem un gunoier aici de față care trebuie să facă ceva. În afară să râzi, ai putea să faci altceva. În gună... Mă pișa pe mine, în realitate. Și acum ce? Mă, iese și apoi... Mut... Na... Ce pot să-mi ascund capul? E Grumpy Cat! Asta e mult meme-ul în YouTube, Grumpy... Asta e PewDiePie! Trebuie să fie PewDiePie. Are microfonul ca... PewDiePie! Vezi că PewDiePie și-a făcut poză cu mine. Dați-vă pe Insta. Ok, nu merge cu rostul niciodată. Ok. Ce trist. No, nu vreau mai aia din nou. Ce e asta în ureche? What the fuck? PewDiePie extraterestru, știam eu. Next level. Asta e cooking. E cooking. Bă, cred că m-am jucat fix. Ok. Care-i schema? Că la jocul de gen nu vine să n-apăs tot niciodată. Care-i schema? Niciodată nu e bolul. Trebuie să nu fie bolul. Cumva nu e bolul. Simt că nu e bolul. Trebuie să mai fie ce are apăsat. Apăs pe bol, dar o să regret, nu? Ok. Ăla e Ramzi? Măi! Ce urât e. Nu era un schiur, nu știu ce. Vă, nu mi se pare urât. Uite puțin că e altceva de apăsat. Și anume... Zimetul lui! Nasul lui! Ochii lui! E o șmecherie. O simt. Arunci în bol. Și acum e ce are apăsat. Nu mă pune să joc jocuri horror. Mă speri la astea. Ceva nu e bine. Ok, are un muc. Acum ce? Ramzi spune că e ok acum dacă are muci pe ea. Eu așa se face, dacă mergeți la restaurant aveți grijă de muci. Niciodată nu m-am gândit la chestia asta. Ok, ăsta nu știu cine. Ai, slow-mo guy-ul. Pac, sac, pe aici nu merge să apeși nimic, oricum. Și acum ce? S-a văzut în slow-mo cât de trist ești. Trebuie să te filmezi când zâmbeai. Trebuie să te filmezi să râzi. Care-i faza? Click, 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 click. Am mers. Acum e el trist că se uite la el zâmbind acum 5 minute, dar am mers. Și asta ce?
Alo? Frumos, ai gunoi pe jos acum, ce faci? Hai să ai bucket challenge. O, mă, că cât de veche e cu Ice Bucket Challenge-ul de acum 15 ani. Doamne, atunci te-ai născut. Nu trebuie să urc gunoi de-atunci sus. Ajută să vorbești eu de acum. Cum urc gunoiul? Ah, ce mor cu vocea asta. Cum urc gunoiul sus? A apăsat pe el, a apăsat pe frânghie. Nu! Refuz să cred. Trebuie să fie șmecheria. Trebuie să fie șmecheria pe undeva pe pică din copac, o maimuță în față, ceva. Ah, poate iar e cu tras, trebuie să trag ceva. Trag unul. N-am mers așa bine cum cream. Dă-ți cu aia în cap ca să scăpăm de un... așa. Atunci trebuie să... ah! Mor. Atunci trebuie să mut găle... da, merge să mut găleata. Și acum gunoiul pun sus. Și acum tragi gunoiul în cap și asta a fost tot. Acum sper că ești fericit. Mâncam-i gunoaiele. Ok, game complete, 386 de clicuri. Stai, ce? Asta e tot? Pă bune? Sunt dezamăgit. Am o inimă de fier, dar totuși. Asta e... restart? Nu, nu vreau restart, nu! Ieși afară. De-aia sunt curios dacă am zis să-mi fac bine. Așa era? Asta nu minte măcar, măcar sunt... am 3 neuroni, băieți. Băieți, hai să facem 400 de clicuri și gata. 400. Fix în cap 400 de spartani. Iau 300? Iau 300 de spartani înainte? Da. Văd că mai sunt și altele. Dacă mai vreți să jucăm chestiuțele genul, anunțați-mă în secret, în DM-uri. Eu am fost Alpaca AK de la Giu și voi v-ați luat dozele de super mega hashish, pentru că suntem legali. Nu uitați să vă abonați ca să faceți parte din Legiune și... da, 3, așa obicei. 1, 2, 3, respect! Alpaca e legiune, fiecare dintre noi are câte o misiune. Aleg piturile grele și începe nebunia. Acaparăm internetul, vreau să umple România de respect. Dacă vezi chestia asta, o să ai 10 miliarde de ani de noroc. Nu, șmecheria este că eu o să fiu plecat săptămâna asta și început, în fine, o să fiu plecat un pic. Știu că nu vă pasă, dar vreau să vă zic, pentru că următorul clip o să vină următoarea săptămână, probabil undeva... ieri, joi, sâmbătă, vin duminica. Dacă vreți să fiți la curent cu ce căcat fac eu în mini vacanța în care plec către ghilimele, o să postez pe Insta tot. Asta depinde dacă o să-mi pierd telefonul sau nu, dar în cazul în care nu o să-mi pierd telefonul, o să mai postez poze pe acolo. În fine, nu știu ce vreau să mai zic. Ne vedem atunci. Respect! X2, că e a doua oară când e în video. O să te mănânc de outro, practic. Ha?